Doamnelor și domnilor, ei sunt cei care au aprobat orele de zâmbete. Întâmpinații Vlad Ardovan, Anatol Condropai și Natalia Moran. Bună seara și bine v-am regăsit la etajul nou. Am coborât din acest dispozitiv ca să vă spunem salut. Da, începem cu multă energie pozitivă, cu mult drive. Eu vine țara, înseamnă că am venit noi, dar noi suntem băieți buni și nu numai băieți. Da, și nu doar băieți, noi suntem reprezentanții unei alte culori, însă avem un soare aici la noi în platou și vrem să-i spunem și ei salut. Băieți, hai să ne jucăm într-o joacă. Eu vă arăt prin gesturi, iar voi va trebui să ghiciți cine sunt invitații. Hai, eu-s gata. Trebuia să specifici ce joacă. Da? Crocodil, dacă știi. Joc. Ceva genul eu ca crocodil. Eu știu toate gesturile de lume. Da? Uite așa hai. Un gest, așa. A, tu vrei să spar ceva? Hai, m-am lovit. Nu. De la... Stai. De la și... A, stomatolog. Stomatolog, da? Scoate dinții. Un pic, da. Tot ceva de genul, pe aproape. Scoate dinții numai că fără anestezie. Fără anestezie. Are lovitură. De un sportiv. Eu am crezut că e cântăriet. Am înțeles, sportiv, da, sportiv. Și a doilea invitat. Și a doilea invitat. Îl doare gâtul? Nu. Ține ceva în mână. Și... A, înghețată și... Nu, deci nu. Vorbește la înghețată? Nu, ține ceva mână și... Plânge, e rău? Nu. A, stai un pic, faci... Eu știu. El are un băț și aruncă ceva greu, probabil. E un agricultor, da? Nu. Pe aproape. Nu, în domeniu, da. A, da, de că cui face el chestia? Arată doar gesturi, ea nu ne spune, nu ne... Da, nu am voie să... Da. Deci el ceva face, ceva ține cântă, mână ceva spune. Și cântă? Ceva fac, exact. Cântă, cuic. A, este un interpret. M-am prins foarte repede. Bravo, băieți. Mă, Vlade, mă, coprezentatorul meu, drumul tău este aici. Vino, te rog, mai aproape. Da, să discutăm așa, ca între prieteni, ca între frați, ca între cumătri. Deschis pe săturate, da? Da, pentru că... Da, uite, mă simt și eu astăzi un pic de invitat, așa. Eu am să-ți mai spun încă o noutate legată de faptul că tot în această zi, pentru prima oară, a fost anunțată o limită de viteză, care era tocmai de 2 mile pe oră. Aha! De 3 întreg și 2 km pe oră. Dar că am transferat. Interesant pentru cine era limita asta de viteză. Adică pe ansamblu, da, în trafic rutier, păi dacă merge cineva cu o viteză mai mare de 2 mile pe oră, adică 3 întreg și 2 km. Pentru perioada aceea era o viteză. Wow! Stai, tu îți dai seama că merge cineva cu 1 întreg și 6 km pe oră pe undeva și stai cu manioc, dar unde te grăgești? Unde fugi? Eu încă n-am pus a doua. Eu, da. A doua maxim, că ele sunt două viteze. Prima, 1.6 și 2.3. Dacă atunci erau automobile pe timpul celea ce an, era 1865 când a fost impusă limita asta de viteză. Eu cred că e vorba de cai. Nu. Eu totuși cred că este perioada... Tren. Stai că eu am internet. Limita de viteză pentru tren, îți dai seama. Băi, gata, nu mergeți așa de... 1865, Vlad. Da, 1865. Și era cam greu atunci să te deplasezi cu mai mult de... 2 mile pe oră, cred eu. Da, trebuia să... Da, de fapt, îți dai seama astăzi să pui limita de viteză, chiar și aceeași 5 km pe oră, care sunt, de fapt, undeva amplasate astea 5 km pe oră, când e vorba de benzinărie, când e vorba de un loc mai... Dar, când ultima dată ai mers, când ultima dată ai mers cu mașina să mergi cu 5 km pe oră? El intră la... Benzinărie? Stație de alimentare. Ieși de mașină și un pinsul. Ca să nu încalzi. Cam așa ar arăta chestia asta. Probabil. Ți mai țineți peste tot radare, da? Deci nu mai intri în benzinărie și radarul te prinzi. Gata, deja tu ai încălcat cu 15 km pe oră. Că așa este. În mod normal intri cu 20 de km cineva pe oră. În mod normal intri, ok, 15, nu maxim, dar cred că totuși nu. Omul frânează chiar lângă. Frânează.
Frânează, câteodată frânează. Apropo, și noi să nu frânăm, pentru că mai este încă o noutate care mi s-a părut foarte faină. Primul invitat din această seară este campionul Republicii Moldova din anul 2015-2016. Este campion european din Italia, K1, MMA, campionul Republicii Moldova pe Unified. 7 lupte de profesioniști, 6 câștigate și 2 prin KO, o egalitate și o pierdere. Deținătorul centurii în profesioniști la categoria de 72 de kg, JP Tracia. România și maestru al sportului la K1, Constantin Rusu. Eu am avut de la început dorința să mă pun în poziție, știi, de luptător și după aia zic că stai un pic, la băiatul ăsta reflexele sunt bine mersi și când întuflești am ajuns una că mă întoarci cu pedalele în sus. Vreau Constantin, să salut. Salut. Salut, salut! Bine ai venit! Bine, Vlad, că i-ai transmis lui Constantin microfonul, știi, că să fim înocupată. Salutări! Ia loc, te rog! Hai să vedem... Tu ai adus atâtea lucruri, și centura, și un leu, despre care o să ne spui, cred că, mai multe. Dar mai este încă o fază. Eu știam, eu eram sigur că Constantin intră cu pălărie, pentru că el când face show-urile lui, el apare cu pălărie, are și încă mai și o haină așa mai specială. Da, 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 corect. Da. O mantie, da? Uite, pălărie, asta este? Da, da, corect. Care e faza? Cine ți-a făcut acest stil? Ți-a inventat cineva sau singur tu ți-ai... Singur m-a inventat stil, adică pe unde mai mult eu, pe unde și colegii mei, deoarece vreau să mă, așa, mă... În sport să te evidențiez un pic altfel. Da, corect, să mă evidențiez față de alți care sunt și că cum te evidențiez, așa vă privi lumea și te va ține minte. Da, așa deci că... în afară de faptul că tu lupți și lupți bine, pentru că eu după că te știu, particip nu doar la noi în țară și respectiv ai avut mai multe despre care cred că o să ne spui unde în ce țară ai mai luptat, unde ne-ai reprezentat țara, pentru că noi ne bucurăm pentru luptătorii noștri care ne reprezintă și lasă o amprentă bună. Dar inițial hai să vedem. Îmi pare foarte bine că ai spus lasă o amprentă bună, știi, că vine un luptător de prin, nu știu, de prin Japonia, de prin Turcia, de prin Rusia. Și că Costi că ne-a lăsat aici așa o amprentă, aici o amprentă, aici, în general am tare multe amprente, știi. Da, despre ce este vorba? Care e centura? Ce leu? Știți, mă antrenez la clubul Lyon. Lyon, da. Clubul meu și vreau să vă duc și vouă așa un mic cadou. Un leu care să vă păzească voi și să aibă grijă de Busuioc TV, să nu vă fure nimeni. Am înțeles. Să nu ne fure leii noștri altcineva, da? Leii noștri să vă apre leii voștri. Da, da, da. Ce fain. Super, da, super. Poți să-l văd? Sigur. Să mă uit la dânsul ochi. Wow, e de piatră naturală, e foarte greu. Și apropo, și piatra asta este Onyx. El e și de sănătate. Frate, am fost odată la cumpărături, vreau să-și ia niște copaci pentru grădină și întreabă, dar și copac ce este? Și copac este? Asta e pentru sănătate. Pentru sănătate. Dar cineva pune lumânări pentru sănătate, cineva pune chetre pentru sănătate. E un leu serios, e băieță, și e greu ca un leu, într-adevăr. Nu, eu n-am spot, la mine sunt cadă mâinile, știi? Da, leu de la super. Clubul Lyon, foarte fain, într-adevăr. Leu, regele animalelor. Asta e leu care s-a filmat în publicitatea ce... Nu în publicitatea, când încep niște filme, știi? Filmele, de la un studio, da, de video, știi? Așa, leu ne păzește, îți mulțumim mult pentru cadou. Centura? Centura am câștigat-o cu un an urmă, la un turneu, Tracia. În România a fost. România, da, corect. În România, o luptă, o luptă foarte grea, cu un luptător experimentat. Luptătorul român era? Sau? Da, era de-a lor, așa, o mică vedetă românească. O mică vedetă românească, stai, bravo! Stai un pic, cuvântul era, pe mine mă sperie în cazul ăsta. Era, adică el e viu, tot normal, băietul, no, da? Era vedetă, se vede că l-a făcut mică vedetă. Dacă a venit cu ăsta? El era, acum ați eu. Am înțeles. Super. Și tu ai luat centura lui? Da. Nu, adică cum centura lui? Asta voi luptați pentru centură. Pentru centură, adică centura l-am organizat. El nu și-a apărat centura. Nu. Voi luptați pentru centura. Pentru centura asta am luptat. GP? Tracia 33. 33? Este numărul al 33-lea turnament sau nu? Nu, așa se numește organizația. Cum e la noi e KOK, da. Așa la ei... GP33. Poate e vorba că a fost în anul 1933 fondată, cine știe. Adică... Nu, vezi că luptele... Noi vorbim de K1. Da, luptele în respectivele nouă, așa de mare istorie. E clubul, eu vorbesc de club. E clubul, ok, dar ce luptau eu atunci?
Atunci în 33 puteau să lupte tot ce vreau. Intrau în cârciumă și luptau acolo fiecare unul cu celălalt. La urmă, tu ai fost în România, ai arătat că noi avem luptători foarte buni, da? Corect. Și nu numai luptători. Spune-te, rog, tu sub ce melodie ești? Pentru că eu chiar am vrut, când tu ai intrat, am vrut să spune Constantine, Constantine. Da, e o muzică foarte bună, dar cred că nu mă evidențiază așa la stilul cu care ies eu, adică muzica Constantine, Constantine. Practic, de fiecare dată ne schimb melodia. Da, adică, melodie. Nu ai una stabilă care... Încă nu am una stabilă care să mă motiveze concret la lupta. Dar e ca să luăm așa, e ca să luăm, tot suntem la Busuioc TV, un interpret, spune un interpret din Moldova, care, spre exemplu, el ți-ar propune să-ți scrie o melodie pentru tine, da? Dar și el să-ți placă ca interpret, de exemplu, nu spunem noi acum un nume și tu spui, ei, eu nu știu, pe care îl cunoști. Și stai tu, da, o piesă special scrisă pentru tine, ca atunci când vii la luptă. Când iese toată lumea știe. Așa mai multă energie, drive. S-ar putea și trupa asta, zdup și zdup. Adică, aha, pentru că au ritm așa, au ritm așa mai energic. Mai energic. Și ei că au și melodia asta, moldovenii când s-a dus, nu, mă greșesc. Ei au, moldovenii s-au născut. S-au născut, da, corect. Da. Moldovenii și moldovenii s-au născut. Corect. Și noi ne uităm cu ăsta când s-au născut, e serioasă treabă. Constantin, care a fost cea mai complicată lupta ta, cea mai grea luptă? Apropo, elemente foarte interesante, uite de care vorbeam eu și imaginea și tot, după lupta ai început să faci flutări într-o mână. Corect, asta e așa un mic show pentru publică. Să înțeleg că eu am băieți încă atâta energie că eu nici nu ne-am arătat, da? Corect, da. A nostru? Moldovan? Moldovan, eu am spus. Ei, Stenu, n-ai nici cum. Care a fost cea mai complicată luptă? Eu cred că pentru mine cea mai complicată luptă a fost în Riga, Vilnius. Am avut o piramidă de 4. Și am avut două lupte într-o seară, din care am ieșit cu campionul de pe loc, din Riga. Cu părere de rău, am cedat la puncte. Deci tu, ca lupta, stai un pic. O luptă am câștigat-o cu un olandez, am câștigat-o așa. Repede. Așa ai trecut mai departe. Și am trecut mai departe, peste trei lupte am avut din nou o luptă. Se primește, și pe asta era lupta de final. Da, lupta de final, care deja ieșa la centură, adică să lupte în categoria dată, de a pot să-i propună lupte cu deținătorul centurii. Am înțeles. Și tu lupta ai câștigat-o sau ai pierdut-o la puncte? La puncte a pierdut-o. La puncte mi-a dat pierdere. Deci până la urmă ai rezistat toate trei? Toate trei, trei runde, toate, da? Maxim trei au câte... fost, adică înapoi n-am dat, am mers numai înainte. Așa, în orice caz, asta a fost decizia la arbitri. Ce să facem? Viața e lungă, să mai ajungem încă o dată și... să dovedim invers. Da, până la urmă, tu oricum te-ai arătat bine, în primul rând, că ai ajuns până în finală. Și dacă știi cum câteodată, punctajul ăsta tot e o chestie subiectivă, pentru că se uită arbitrii, unele cazuri la puncte... Da, da, și plus la asta, adversarul era mult mai experimentant, foarte mult. Eu, așa, sunt începător. De cât timp lupți tu la profesionist? Stai, știi, eu aș vrea să spun doar o mică paranteză, că arbitrii trebuie să uite foarte bine, că dacă ei nu se uită bine, ei își dau bine seama ce ar putea să pățească ei, dacă nu se uită bine. Și luptătorii de altfel tot își dau bine seama că arbitru nu trebuie să fie propulsat într-o parte a sălii sau... Nu, dar știi cum, arbitru scapă un punct, poate scapă și un punct. Sunt din da, într-adevăr. Nu, dar de fapt și ei sunt experimentați, pentru că tot acolo stau luptători. Corect, da, oamenii care știu și e meseria. Uite, ies cu ăsta, știi, se vede. Nu, e bine, da, într-adevăr, fiecare, eu consider că fiecare luptător trebuie să aibă o manieră specifică pentru... pentru a ieși din sau din în public. Și aici este knockout-ul, da? Da, asta este ultima luptă care am avut-o acum. Gata, bravo. E vorba de centura pe care ne-ai spus, nu? Nu, asta a fost alta. Ultima luptă care am avut-o cu o săptămână în urmă. Așa. La România. Așa. În Ploiești. Am câștigat-o în prima rundă, 2 minute și 15 secunde. Bravo. Super. Dar aici unde ești? În Georgia? Nu, aici a fost... Riga. Nu. Asta la Rusia a fost. Așa. Prima mea luptă profesionistă. Tot am avut o piramidă, dar acolo am ieșit din prima, adică tot la puncte, am ieșit din prima. Apropo, de cât timp ești în latura profesionistă? Adică, să înțeleg că lupți de mult. Așa, un an jumate.
Adică tu doar la un an și jumate în sfera profesională deja ai arătat cum avansat atât de mult și ești... Am depus mult stăruință, mult efort, muncesc la antrenamente. Dă nume antrenorului tău ca să știe și lumea cum se numește antrenorul tău. Cel mai bun antrenor al meu este și președintele clubului, adică Octavian Orteanu. El este la noi permanent prezent cu noi și... El este omul care își vă inspiră și el, da, el ca o... Da. Alexandru Petcoglu este antrenor de pregătire fizică, permanent. Noi ne face așa ca noi... Permanent bagă carne în voi, ca voi după ce să faceți cât mai multe... Ca noi la, în decursul luptei să facem încă și flotări. Exact. Da. Da, îți închipui, se înțelege cu Constantin, toți antrenorii se înțeleg cu Constantin. Constantin, mai scurt, după luptă, pentru mine, tu faci două flotări, pentru Vasile, de exemplu, tu faci două așezări, pentru Grigore, tu faci vreo două finturi în aer, știi, sau ceva de felul ăsta și de fiecare dată Constantin îmi trebuie, stai, băieți, stați un pic, aici terminăm, facem toate tabele, eu trebuie să răspund de față de toți. De fapt, eu cred că cam așa și se întâmplă în mod normal, pentru că vrei să-ți manifesti dragostea față de club, dragostea față de mama atunci când vrei să spui ceva de bine, știi? Și exact aceeași situație și cu antrenor. Vrei să spui la antrenor un grand mersi. Vreau să întreb doar ce echipă merge cu tine în mod normal atunci când mergi la o luptă? Pentru că, uite, telespectatorii noștri nu știu cum e asta. Ei se gândesc că poate să fie antrenorul și tu, propriu zis, da? Deci două persoane. În mod normal, da. Cu mine merge antrenorul de pregătire fizică și antrenorul de pregătire tehnică, adică, dându-i să-l spun, m-ați luat cu vorbă. Da, spune, te rog. Este antrenorul acum mai prost pe jurul noi, adică nu are două luni de zi, adică ne antrenează, Andrei Ivanov, dar merge antrenor pregătire fizică, antrenor pregătire tehnică, deja domnul Octavian Orheanu cu noi. Și deja de merg și sponsor cu noi, adică care... Da, un medic cineva? Sunt pe loc deja la organizatorii care organizează gala, e acolo un medic, tot controlează. Deci de obicei nu mergeți cu robustul personal. Ești căsătorit? Nu ești căsătorit, din cât știu. Nu, fetele nu merg cu voi sau tot sunt de pe loc. Se spune că fetele desconcentrează luptătorul înainte de lupte, după lupte. Ok. Asta de-a mea e treaba voastră, da. Dar omul pleacă de acolo, pentru că știi bagajul cu tine, dacă tot e ok. Spune-mi, vreau să te întreb, tu lupți în K1, da? În formatul luptelor în care evident că nu sunt lovituri, hai să spunem, nu doar lovituri, dar... Parter sau ce? Un parter, da, dar am vrut să spun lupta în parter. Respectiv în MMA, da? Am luptat. Ai luptat? Am luptat, respectiv și în MMA. MMA, da. Adică Rusia, am pierdut, adică nici pregătire practic nu prea am avut. Acolo trebuie să fii bun și în parter, respectiv și în picioare. Da, și în picioare. Mai continui sau totuși... Totuși până ce fii mă bazez pe K1 mai mult, dar când noi avem lupte pe K1, am să încerc și în MMA. Am înțeles, pentru că trecerea asta în MMA, sunt și niște reguli acolo care se mai adaugă, dar trebuie să fii bun în parter, pentru că deseori în picioare lupta nu continuă foarte mult. Deci este o... se încearcă, sunt se încălzesc... Sunt momente, da, la care mergi începutul din... În picioare, dar practic tot lucrurile ajung să ajungă în jos, da. Și aici trebuie și o pregătire mai sporită, da? Da. Majoritatea luptătorilor care încep cu sportul de, cum ar fi trânta, au bază, luptă la sol, da. Tu nu ai baza asta? Am așa puțin. Așa, de-a mele. O leacă pentru mine, știi cum, în fiecare... În orice caz mă descurc la sigur. Dar dacă luăm așa, totuși, care îți pare ție lupta, deci formatul de lupte, K1 sau MMA, care este totuși mai dură? Mai complicată? Mai dură, nu. Mai dură? Mai mult carne, da? Mai mult sânge, da? Mai dură, mai mult sânge se primește MMA, deoarece acolo sunt... unele lovituri și unele procedee care la noi, la K1, nu se permit, da. Adică... Și practic, dar vorbim și chiar și de mănuși. Acolo da, și mănușile acolo sunt
puțin mai interesante, mici. Mai mici. Mai interesante, da? Ele așa sunt mai interesante, știi, simți mai bine lovitura. Eu cred că nici o mânușă de ce nu e interesant atunci când îmi vine în față. Nu, asta totuși protecția e mai bună. Nu că mai bună, dar totuși te protejează mai tare. Sau adversarul, hai să spunem, îl protejează și una tare. Și alta, eu cred că protejează și mâinile tale și fața lui. Da, protejează mâinile mai bine și o leacă să iei, să luăm așa în linii generale. Pentru sănătate e mai bine venit. Bine venit, mai protejat. Da, dar oricum, dacă n-ai fost pe fază, ai primit un picior și s-a terminat lupta foarte repede. Corect. E adevărat. De asta și ne antrenăm permanent, zi de zi, ca să evităm toate loviturile care vin în noi. Cum ți-a venit plăcerea asta sau momentul de a vrea să faci așa sport? De mic, tare vroiam să mă ocup cu așa gen de sport, adică, dar după posibilități, părinții nu permiteau că era departe secția. Și deja, de la 16 ani, cum m-am dus la colegiu, din prima zi m-am înscris la secție și am început să frecventez. Dar ce ai făcut tu? Kickbox? Da, kickbox și puțin box. Aha. Dar știi că este așa o frază că boxul este o chestie foarte bună în momentele luptelor de stradă, pentru că el practic în câteva secunde el hotărăște cine e mai bun și cine e mai rapid. V-aș spune că poți să nu fii sportiv, adică, dar sunt unele persoane care le-ai dat de la natură. Sau au lovitură, pur și simplu, foarte puternică. Și au lovitură și au și reacția care trebuie, știi cum se spune. Adică depinde mult de momentele și de persoana care este persoana care se ocupă cu sportul, dar în stradă el nu poate să facă ceea ce face în ring sau în clietcă. Dar sunt diferite momente. Ei, știi cum, și plus la asta sunt persoane care dețin pumnul și sunt care persoane care primesc pumnul, da, știi? Da, da. Și anume asta și diferența, cât de rapid e reacția unei persoane sau celelalte. Tu ai spus se apără de kickbox și de box, dar îți mai dorești să faci ceva din stilurile de arte marțiale? Începutul la mine a fost tare zbuciumat, adică am participat și la lupte, așa mai, rucăpașnei, uh-huh. Așa. Adică am participat și la rucăpașnei și la băievoi sambo. Antrenorul îmi ducea unde era competiție, acolo vă implicam. Eram și noi. Uh-huh. Și permanent luam locurile de frunte, adică dacă nu era locul 1, era locul 2, dacă nu locul 2, locul 1. Am înțeles, deci până la urmă fiecare experiență contează. Corect, cât mai multe lupte ai, cât mai multă experiență și deja practica e foarte binevenită la noi. Da, îți prinde orice moment să folosești o lovitură de undeva, de acolo sau de acolo, sau pur și simplu te experimentează să fii pur și simplu... Îți întărește și caracterul și de a merge înainte, adică sunt unii care nu au caracterul care să meargă înainte. Deci el luptă, dar nu... E cam mălișel băiatul, da. Sunt care nu... Da, spune-te, nu, pentru că eu știu că Anatol, de obicei nu le-e frică luptătorilor să iasă, dar ți-a fost vreodată frică undeva în interiorul tău când ai văzut un adversar? Până ce fi nu. În orice caz cum, sunt așa unele momente, dar așa o minut poți să fie, sunt că corpul retrăiește, că... Până nu începi lupta. Adrenalina este... Am calcat pe ring, s-a dus totul. Gata, s-a adaptat organismul. Sigur că ce faci. Anatol, eu cred că noi trebuie să o întrebăm pe Natalia ce rubrică ne-a pregătit nouă pentru Constantin și să vedem despre ce este vorba. Pentru că, Constantin, eu înțeleg că ești luptător și ne temem din pumnul tău, dar oricum, o rubrică o să-ți dăm. Să mă temis azi cu voi. Azi nu ești împotriva noastră. El e de nostru. Da, Natalia, te rugăm frumos să ne spui despre ce este vorba. Iar rubrica noastră pentru tine se numește Ghici cinei. Constantin, te rugăm să ne zici cine sunt persoanele renumite din imagini ce se ocupă cu arte marțiale. Să vedem cât de bine cunoști persoanele din domeniul sportului. Mersi frumos, Natalia. Costă, totul este pe ecran, te uiți, îl vezi, îl cunoști și îi spui numele. Adică încercăm... Cine nu-l cunoaște, da? Cine nu știe așa persoană, numite Bruce Lee. Eu am crezut că îi spui Pavel Turcu. Bruce Willis. Bruce Lee. Da, un luptător extraordinar. Dar și apropo, și actor extraordinar. Roy Jones.
Roy Jones, super, bravo. Da, aici e deja vorba de box. Ai și tot te întrebai. Nu, dar este nu luptător. Știi, de fapt, de ce nu? El a avut o școală de... Eu știu că a făcut și el... Da. El a făcut balet, din ce știu da. Eu. Nu, da, a făcut și kickbox. Kickbox, este da. Și el kickboxer, adică despre dansul. Da, nu, el a făcut. Da. Chiar dacă a făcut și balet, apropo, da, a făcut. Treaba lui și-a făcut el, e important că noi știm. Momentul că acum nu de mult a stat pe două camioane. Și ele s-au desfăcut și el stătea în... Da. Și în fica lui, adică s-au pus așa niște poze, adică și el și fica. Amin. Toți suntem tipași, da, de asta pe deci este... Am spus. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Sigur că da. Oh. Eu nu țin minte cum îl cheamă. Eu chiar nu țin minte cum îl cheamă. Știu că s-a filmat în multe filme. Da. Adică... Wesley? Da. Wesley Snipes. Wesley Snipes. Dar toată lumea îl ține minte pentru că el era cel care lupta cu vampirii. Da, cu vampirii, da, corect. Ăsta e cel mai renumit rol al lui, Blade. Da, Blade. Da, cum răspund. Da, Wesley Snipes se numește. La dânsul numele, pur și simplu, destul de complicat, dacă sincer. Îl știu foarte bine, dar e complicat să-l spui. Statham, da. Da, numele este Jason. Jason Statham, da. Yes, tu este... Ei, asta nimeni nu știe. Jackie Chan. Apropo, numele lui adevărat nu este Jackie Chan, dar aici este Von Chan, nu știu cum, Chan. Cred că ați fost Chan, Von Chan, nu mai ține minte nume, dar așa e Jackie Chan. Jackie Chan, e foarte simplu. N-ai cum să-l cunosc. Rocky, evident. Și... Cum îl cheamă? Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, da. Păi e cam vechi băiță. N-ai cum să nu-l cunoști, da. Mike Tyson. Da, ce om într-adevăr... Mohamed Ali. Da. Mohamed Ali. Este unul dintre boxerii de bază. Care... Într-adevăr, a făcut istorie și răvagi mari în lumea boxului. Asta e... Uite eu pe asta nu știu. El știu... Dar știi că și eu am uitat cum îmi spune. Sincer. El se ocupă, dar cu show-uri mai multe. Cu wrestling. Da, și... Sina, dacă nu mă greșesc. John Cena. Da, bravo. Cu asta, da, uite, chiar până la urmă nu ne aduceam aminte. Stai, aici este o... Aici este o divizie în parte, da? Am vrut să văd reacția lui. Da, interesant, care primul sau pe al doilea? Am un doi luptători. Dens sau prieteni? Unul luptă numai că la fotbal. Prietena o știm că e Cristiana, Cristiano Ronaldo. Dar știi cine, da? Cristiano Ronaldo și... Badr Hari, da, evident. Badr Hari și Cristiano Ronaldo. Dar știi că în fine, asta și Cristina. Băi, fotbalistul tot e un luptător într-un oricare. Până la urmă... luptă pentru balon, știi? Adică... Pentru balon. Da. Pentru balonul de aur. Da. Merge mai departe. Dacă mai e cineva. Știi că să te amuzăm un pic. Îl ții minte? Îl țin minte. Da. Tot e Li. Și de asta avion. Și jet. Jet Li. Și ăsta a fost ultimul. Ăsta a fost ultimul cu ăsta. Bravo, te-ai descurcat foarte bine la toate. Jet Li. Da. Nu, într-adevăr, știi, noi am ales și actori cunoscuți care luptă și cei care, într-adevăr, sunt maestri în sport, boxeri și luptători. Până la urmă, știi cum, eu mă bucur că, într-adevăr, îi cunoști, dar față cu pereche au fost faină. Da, da. Erau zvonuri foarte multe, mă rog. Cu pereche, da? Păi dacă poți asta, știi cum am văzut în schiag, așa și-o punem. Până la urmă, regia a făcut din asta o glumă. Constantin, eu nu știu, noi îți urăm în general succes în tot ceea ce faci, pentru că fiecare luptă necesită o pregătire aparte. Eu vreau să te întreb un lucru. Tu te uiți des la toate luptele adversarului înainte de a lupta cu el? Sincer, vă spun, nu mă uit la toate luptele, adică mă uit doar la lupta care mi-o trimite managerul sau președintele mi-a trimit. Eu aleg pentru că își dau seama că asta recentă? Una din luptele lui, adică ca să merite cine el deja. Și mă uit la prima luptă și deja mie nu mă interesează mult. Ce încerci să vezi în luptă? Așa, stilul de luptă? Nu, sau... eu cred că Constantin îl interesează geografia capului, știi? Cu forma capului, zona unde trebuie. Aha, aici mai jos, aici mai sus, aha, cam, aha, gata. Introducem unde corect. Pentru mine mai mult e nu asta că eu să mă uit la dâns să văd câte lupte au făcut, cum s-a luptat, deoarece după fiecare luptă, el poate să luptă diferit. Exact. Și la mine așa e un fel că mai bine la să uite ei la mine decât eu la dânși. Și
Lasă să te amidimi, nu eu, să da, mă auzi. Da, asta să fie ultimul jet body în seara și da. Da, 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 nu. Eu de ce scădeam, știi cum, toți dișgheacă, știi, dișgheacă. A, așa, aici se lovește așa, aici se lovește așa, trebuie să ai grijă. Analiza fiecare... Are lovituri puternică din dreapta sau, mă rog, jetul, tot așa, aveți multe denumiri la toate loviturile, sau de picioare. Sau nu, de cu asta se ocupă deja antrenorii. Antrenorii, da? Ei se uită la lupte și deja la antrenament noi corectăm. El ne spune cum să lucrăm. Pentru că eu îmi dau seama că dacă ne merit într-o piramidă, nu mai reușești tu să te uiți la fiecare cum luptă, deja lupta a intrat și trebuie să depui corect. La fiecare luptă nu te uiți, dar ne uităm la unele lupte. Și de ce ne antrenăm? Că ne antrenăm, ne antrenăm cu diferiți parteneri, adică ca da, să schimbe diferite. Da. Da, asta e o chestie importantă. Bun, Constantin, noi îți mulțumim foarte mult că ai venit. Știm că și acum de altfel te grăbești că te duci la antrenamente. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, să știți că nu trebuie să schimbați canalul, că Constantin poate să nu se ducă la antrenament, dar poate să vină la voi acasă. Aveți grijă. Corect, corect. Vă mulțumesc pentru invitație. Am să vă privesc mai departe, am să mai vin la voi. Nu mai decât să ne vii cu mai multe centuri. Noi suntem corect. Și să știți, noi păzăm Busuioc TV. Ne-am reîntors după pauză publicitară și mi-a venit o idee grandioasă. Ia, bagă. Nu o bag pentru că aici e întrebare de tine legată. Nu trebuie. Hai, spune ideea. În 1996 s-a născut, a fost clonată oița Dolly. S-a născut. S-a născut. În formă. Da. Da, nu era într-o... În forma ei. Da, în forma ei, prin aspecte biologice, tendințe, științifice și așa mai departe. Da, a fost născută prima oiță clonată, oița Dolly, a fost primul experiment. Dar experiment poate de primul, mamifer care s-a deschis public pentru toți. Da, adică poate, da, într-adevăr, acolo atâtea de dedesubturi au fost clonate, deci înainte de asta au fost clonate și alte vietăți, doar că nu de atât de mare, adică nici nu a fost mamifer, dacă eu cred că au fost clonați inițial, eu mă gândesc că pește. Se spunea că, e cel mai ușor. Și e o chestie bună pentru că toată lumea va avea de mâncare până la urmă, știi, care e o tendință corectă. Dar din asta s-au făcut anumite speculații. Subiecte, speculații și așa mai departe. Este încă un proces de identificare a problemei clonării, da? Adică dacă chestia asta cumva duce la ceva mai rău, exact cum produsele genetic modificate, da? Nu există un răspuns clar dacă ele sunt nocive sau sunt ok să le consumi, știi? Și atunci se pune întrebarea, băi, mâncăm noi ceva ce trebuie sau nu prea mâncăm ce trebuie? Ne facem și noi niște oiți, dole? Știi, am văzut un film, presupun că l-ai văzut și tu, în care se clonau pentru oameni de artă, oameni influenți, oameni bogați. Așa? Oameni bogați. Oameni bogați. Asta e cel mai important lucru. Se clonau persoane pentru a le folosi organele. Păi, sigur că l-am văzut, eu ți le-am recomandat. Să nu spunem denumirea filmului, pentru că oamenii trebuie să-l vadă, pentru că tu ai dat un răspuns tare important deja din film propriu-zis. E destul de gravă situația asta cu clonarea oamenilor. Pentru că pe mine mă pune la idee că s-a închis acest proiect după Uița Dolly, a apărut un film. Nu s-a închis. Deci, la momentul de față, oamenii de știință vor să facă în așa mod încât să clonăm doar părți concrete ale corpului uman. Adică să clonăm organe. Păi, eu cred că este dezbătută bine acest moment. Da, pentru că un organ... Că un organ vital, normal, nu crește într-o formă. Oamenii de știință deja spun că este posibil totuși. Primul organ care a fost clonat în astfel de forme, deci nu știu dacă e vorba de uman, dar a fost clonat cel mai mare organ care ficatul. Este, nu, pielea. A, pielea, da. Format deci cel mai mare s-a organ... făcut posibil ca să fie pus bucățele de piele care sunt de fapt clonate și așa mai departe. Organele sunt ok cu chestia asta. Organele să fie clonate e ok pentru că salvează foarte multe vieți. Câte vieți ar putea fi salvate pentru un ficat sănătos făcut de omul propriu zis. Adică îți ia o parte din ficatul tău și îți face un ficat alături, știi? Numai că nu trebuie să-l duci să-l prăjești, să-l mănânci. Știi? Trebuie să-l pui acolo. Da, chestia cu nu de fiecare dată găsești un donator la momentul potrivit. Corect. Un pic mai devreme, un pic mai târziu, dar timpul contează. Și viața se duce.
Așa că respectiv în așa chestie, da, sunt părți pozitive și sunt multe părți care te pun pe gânduri ce s-ar întâmpla cu omenire și poți să-ți faci și o armată și poți să-ți faci și multe, multe chestii. Deci într-o creație bună, poți găsi și aspecte negative pentru care și hai să ieșim de pe teritoriul Pământului la momentul de față. Mai e o noutate pozitivă pentru această dată. Sonda spațială Juno a ajuns pe orbita planetei Jupiter și a avut posibilitate să facă în sfârșit niște poze de până altă rezoluție, să avem și noi posibilitate. Băi, văd de fiecare dată Jupiterul cel acolo. Șase ani a zburat da, până acolo. De pe Pământ până la Jupiter. Încă nu suntem noi la nivelul în care să spargem cosmosul, să călătorim de grabă. De grabă. Apropo, dacă ți s-ar propune acum să pleci... Nu. Nu. Acum nu. Nu, acum nu. Acum tehnologiile sunt prea... Când? Ce, care hai să deschidem, la care, sau care hai să deschidem paranteze în primul rând, să spui concret ce ai vrut să spui. Pentru că eu am înțeles ce ai vrut să mă întrebi. Dacă tu ai fi de acord să pleci, pentru că la momentul de față ai posibilitatea, presupun eu și cred că așa este, doar într-o direcție, cu gândul că nu te mai întorci înapoi, dar să călătorești în acest univers, să, dacă vei găsi o planetă bună, să pornești o nouă civilizație, mă rog, nu pleci singur, o echipă mare, hai să spunem, o țară întreagă de oameni. De asta și ziceam, nu, la momentul de față nu. Și de tehnologiile, ce? Pentru că tehnologiile noastre încă nu permit astfel de treceri în spațiu într-atât de repede și distanță. Asta unu. Doi la mână, nu am creat încă toate condițiile posibile ca să creștem ceva în spațiu. Deci am încercat pământenii, oamenii în general, am încercat să creștem pui din ouă, să creștem roșii, să creștem, nu mai țin minte ce legume, cartofi. În primul rând, nu a fost făcut niciun experiment cu sarcina. Și asta e un lucru tare important, pentru că îți dai bine seama că atunci când treci prin spațiu la atâți miliarde și miliarde de kilometri lumină, distanță și așa mai departe, o să fie nevoie de o generație nouă care să promoveze mai departe, propriu-zis, acest experiment al omenirii. Și anume din acest considerent, atâta timp cât nu a fost făcute experimente cu sarcina, nu putem ști dacă sarcina poate fi dusă în spațiu, știi? Asta a mai fost un experiment. Și plus, stai deci, un pic. A fost deci este latura social-morală al acestui experiment. Adică ce mamă ar vrea să-și pună în pericol copilul său pentru ca să meargă să facă un experiment în spațiu, îți dai bine seama. Eu cred că mai este și altă fază. Soție mie nu i-aș da voie să meargă să facă un astfel de experiment. Am înțeles. Pe Pământ s-au mai organizat un proiect. Da. S-a făcut o cupolă. Marte se numește, dacă nu mă înșel tot proiectul ăsta. Nu. O cupolă în care s-a creat totul o ambianță absolut artificială, care nu avea treabă, deci, cu exteriorul. Da, am înțeles. Deci... Dar în ea se crea o viață și o vietate absolut nouă. Deci, copaci, floră, faună, animale tot. Proiectul a durat cam 2 ani de zile și mergea bine. Apa, procesul, tot. Tunete, tot artificial, ca să se încerce să genereze viață. Da, o viață pe altă planetă. Până la urmă, după 2 ani, au apărut și chestii, deci au început primele probleme. Fluturii s-au mulțit prea mult. După care au apărut altfel de gândaci care deci nu puteau să controleze deja un aspect normal al creației. Deci ai vedere că au creat un biosistem închis da. Care a vrut să vadă dacă e posibil într-un astfel de biosistem să... Deci eu spus că a eșuat proiectul, dar eu cred că fiecare proiect, el își are după care o tendință a sa să creeze și să fie de sine sănătător. Hai noi să încercăm să nu eșuăm în proiectele pe care le avem noi și să mergem înainte, chiar și dacă s-au mulțit fluturii prea mult. Hai să așteptăm un proiect mai rupt, mai turbat. Exact, să așteptăm un proiect mai rupt, asta e chiar bună ideea. Să întrebăm fluturașul nostru care este acum în platou și așteaptă și ea să ne spună câte ceva. Nati? Următorul invitat este plin de viață, plin de has și o persoană mai ruptă decât ceilalți, solistul formației Andrei Glavan.
Ia că te lui omul! Noroc! Oamenii noștri, noroc, este fluier magic. Bine, poți scând, poți greși. Te depinde de ce noroc. Stare ai. Noroc, 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 Andrei. Andriușca, cât de des, cât de mult timp oferi tu ca să-ți îngrijești bărbuța? Tot timpul meu. Tot timpul meu e pentru ea. Eu sunt căsătorit cu dânsa. Cu barba? Da, da. Și... Peste 9 luni. Peste 9 luni faceți nunta, da? Da, da, da. Da. Peste 9 luni apare o altă bărbuță mai mică. Eu acolo am născut. Acolo ai născut? Da, da, era procesul de naștere. A bărbii? Da. Să vede eu că acolo e mai mitică. Eu de barbă, băieți. Pentru Ian? Că eu tot am văzut, Andrușca, vezi că are un picșor de fire, rebele și sure. Așa, grizonate, dar, da. Dar lasă-le pe cele rebele cât e vorba de cele sure. Nu ne-ai încercat niciodată să le zmulți și să le scoți? Am încercat odată și, și? No, a doua zi era la fel. Ai înțeles că n-are ce înseamnă, dar foarte repede. Dar cum te enervezi tu atât de repede că a doua zi deja eu nu știu dacă ține de nervi sau de nuc. Eu într-adevăr le-am scos, bun, nu a doua zi, dar în câteva zile erau la loc. Tot partea asta și partea asta și nu apar mai multe dacă le las. Nu știu ce fenomen este. Dar să vopsești barba, te-ai gândit? Nu. De ce? Pentru ce? Uite cât e de frumoasă e, pentru ce să... Nu, ele să vopsească altceva. Nu barba. Să vopsească sufletul, inima. Altceva așa a sunat foarte interesant din partea ta. Fiecare vizionează ce vrea, știi? Vorbă să fii, bă. Vorbă să fii, bă. Bucval ce-am zis asta și-am avut în vedere. Noi vizionăm etajul nou. Ne privește și Iașul chiar da, acum. Bine. Apropo, da. Ne bucurăm foarte mult că avem telespectatori și în Iași și în... Ăsta e telefon, dar el sunt atât de... El are telefon. Eu mă bucur că eu am încurcat acolo. Întorc câte ceva. Noi vorbeam înainte de asta despre sonda spațială Juno, care a ajuns pe orbita Jupiterului. Cu tine noi n-ați vorbit despre asta. Foarte bine să faceți, că eu nu știu despre asta. Tu iubești cosmosul. Iubesc foarte mult, dar asta pentru mine e o noutate. Eu știu că a ajuns ceva pe Jupiter. Dar nu e pe Jupiter, pe orbita Jupiterului. Am înțeles, da. Da, pentru că pe Jupiter nu poți să trezesc, iar își vorbeam înainte că acolo e tot gaze. Deci e o planetă formată din gaze. Nu eu ajuns un pic la Jupiter să devină Soare, pentru că nu a avut atâta putere. Mm-hmm. Până la urmă, poate duci de luat niște gaze. Poate cu moldovenii iubesc să aibă mașinile care sunt dotate cu benzină, să aibă și gaze. Și gaze. Cât e mai scumpă mașina, cât e... Jupiter este o planetă GPL. Da, este conectată la gaze. Da. Apa, eram înainte pe benzină, dar acum am trecut la Jupiter. Și normal. Apropo, o întrebare așa mai socială, da? Cum te uiți la întrebarea cu clonarea? Deci, tu crezi că e o idee bună sau nu? Pentru că noi vorbim adineauri de oaie care a fost în... Pentru oi, nu e foarte bine, da. Eu, dacă sincer, nu am ajuns cu gândurile la asta, să analizez cum aș fi eu ok sau nu să se cloneze oameni, dar cred că e bine, pentru că ar fi bine să, în caz că, nu știu, ai probleme cu ficatul, să poți să spui tot ficatul tău înapoi. Opa, stai, dar tu îți dai bine seama că trebuie să clonezi un om. Hai să încheiem aici gândul, da? Ok, trebuie să clonezi un om, să-i crești ficatul. El să nu fie conștient că a fost crescut. Înțelegi? Aha, păi uite, vezi, aici vine deci, situația asta socială, și noi putem, care trebuie să te mai gândești. Ajunge la gândul că poate noi suntem acei oameni, care înțelegi? Suntem clonați, care suntem clonați și matricea în care noi stăm încă e conectată. Da, trebuie să uităm sub limbă dacă nu avem ceva barcoduri, știi, dacă nu suntem cloni. Dar eu, nu, vreau altceva. Eu vreau să-ți spun o chestie, că până la urmă, dacă noi utilizăm asta tot în interesul nostru, nu mai este o chestie... Nu-i cinstit. Nu-i cinstit. Omul ăla tot vrea să trăiască, poate el vrea de la tine să folosească altceva. Dar tu știi... Lasă folosească, la mine nu lucrează nică, da? Eu am crezut că tu ai să-i dai vreo... Nu, eu de fapt vorbeam de organe, să clonez organe. Doar organe. Doar organe. Asta da. Ca să poți să lepiești oamenii. Da. Dar fără masa corporală, cea care vorbește cu tine. Dar Vlad, îmi spunea de om și zic... Vreau să-ți spun de altceva. Mă gândeam că totuși, dacă vorbim și de felul ce faci tu, de faptul că tu ești interpret și faci unele lucruri interesante. Sclonezi cineva când cinele? Nu. Să clonezi tu pe cineva sau, mă rog, facem un clon al tău, care, în momentul în care nu reușești tu undeva, să meargă să facă el treabă în partea cealaltă.
Să facă rublă. Prestații, adică să serviciile, nu, serviciile nu, de alecântată. Dar știi de ce? Dacă vă aduceți aminte în Uniunea Sovietică, era că o formație, Lasca, el cântau în același timp în 6-7 locuri, respectiv, erau grupuri care erau, nu erau clonate pe atunci. Nu erau clonate, că nu erau clonate. Eu să spun altceva, părinții mei, de fapt mama, foarte mult o iubește pe Pugaciova. Așa. Și a fost la un concert foarte scump a Alei Pugaciova. Așa. S-a apropiat să o vadă de aproape, știi, sau să ia un autograf, nu știu ce, și s-a adevărat că era bărbat. Cineva a tras-o de păr și i-a scos peruca și era un bărbat în locul ei. Aoleu. Și a fost așa un concert la noi în țară, părinții mei... Și atunci și-a dat seama că asta a fost doar o minciună și până la urmă... Da, imaginează, femeie, deci era în locul unei femei, era un bărbat. Stai un pic, eu înțeleg dacă era să trag de altceva și să vadă, dacă dai părul jos și acolo e păr scurt, nu... Nu, era altă persoană, era un bărbat. Aha. Deci mama zice că s-a apropiat și apropiindu-se deja foarte aproape, ceva deja bănuia că nu-i Pugaciova. Și cineva probabil, n-a vrut să povestească. Da, și a tras-o cineva de păr și s-a convins că era bărbat. Da, interesantă chestie. Nu, vezi, și era palatul plin. Atunci pe timpul acela... Păi stai, se făcea pentru a face bani și în paralel dacă tu nu reușeai. Atunci live-uri pe Facebook nu erau, înțelegi? Nu puteai să dai live pe Facebook, cum ala Pugaciova merge prin altă parte și respectiv și are concert în partea cealaltă, da. Acum e mai complicat cu chestia asta, dar până la urmă un clon ar putea în unele cazuri să te ajute. Nu, eu n-aș vrea. N-ai vrea. Nu. Dar eu aș refuza altă de concert dacă nu știi. Dacă tu nu vei, știi. Dacă ar fi un clon tare bogat, n-ai vrea să te ajute ceva finanță, știi? Băi, cum ați clon? Dacă tu așa ar ieși că eu sunt clonul lui. Nu, dar dacă, nu e tu nu știi, cum ai procedat tu? Spre exemplu, dacă afli că este... Eu cred că m-aș împrietenit cu el. Dar și ați facem doi. Da, e... Duet. Da, imaginează sunt duet, da? Să fiți prezenți. Da. Tu cu tine și alt tu cântăreț sau invers, da? Să vin aici să iei interviu de la tine. Uite, vezi, sunt totuși lucruri interesante în toată chestia asta, știi? Ai vrea adică... să cunoști tine dintr-o parte, să te vezi cum... Dar eu mă știu din toate părțile. Ai fost în sală cu oglinzi, da? Te-ai dat, te-ai intrat așa. Aha, da, eu aici am văzut, aici... Asta eu nu-s de acord. Asta e... Partea asta, vă rog frumos, mai puțin. Da, 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 stăiați oglinda asta. Nu mai filmați din orizontul ăsta. Care ar fi trei calitățile tale negative pe care tu le știi, care un clon, spre exemplu, ți-ar spune-ți, uite, Andrușa. E ca aici. Dar eu nu prea am calități negative. Voi doar mă cunoașteți ca ies. Bravo, eu pare rău pentru întrebarea. Mi-e straniu întrebarea ta. Eu am înțeles că vreau să vezi. Da, tu ești un om care fără chestii... Fără... Sau eu nu știu despre el. Asta și nici nu mă interesează. Nu mă interesează. Apoi, uite, închipuiți că mâine vine un clon și îți spune că, băi, Andrei, tu ai o calitate foarte negativă care spune... Existență. Asta e unica prima calitate ta negativă e existența și prezența aici. Pentru că eu sunt clonul tău și eu vreau să trăiesc în locul tău. Clonul tău ar putea să pleca peste hotare și să devină acolo, cel care tu probabil ai vrut să fie în altă parte. Nu. Nu? Asta numai eu. Am spus cu atâta încredere, Andrei, știi? Nu. Peste hotarele țării, vezi? Da, cu siguranță. Eu în Republica Moldova sau? Eu vreau să trăiesc peste hotarele țării. Da, de atât vreau să trăiesc bine. Nu, mie îmi place foarte mult Chișinău, chiar vorbeam cu cineva zilele astea, că Chișinău de fapt e frumos. Eu nu înțeleg de ce toată lumea zice că Chișinău e așa sau e așa. Nu, sau... Chișinău e frumos, pur și simplu oamenii sunt prea mult. Oamenii sunt foarte posomorâți în Chișinău. Eu nu înțeleg de ce. Eu înțeleg că e greu, toți avem probleme, toți avem niciocnim de anumite obstacole sociale sau indiferent, da, politice. Dar asta nu înseamnă că orașul e rău și nu putem să zâmbim sau să comunicăm și să ne fie bine, da? Ce dar eu în orașul nostru? Mare, nu mi-ajunge și munții. Asta chiar nu mi-ajunge. Dacă ar exista asta, dacă am avea noi în țară. Eu aș rămâne aici, cu siguranță. Nicăieri, da, mie îmi place să mă plimb foarte mult, îmi place să merg cu bicicleta, să urc dealuri, da? Să merg kilometri mulți și aș vrea să fie piste de bicicletă, care la noi nu sunt, da? Și mie îmi lipsesc. Aș vrea să fie munți, unde e aer curat, unde e altfel de... Clone, de acolo. Da, brazi, e altfel de aer, da? Da. E aer? Vreau aer, nu mi-ajunge aer. Tot timpul nu mi-ajunge aer. Tu vorbești de sport, ai participat vreodată la un maraton, la un triatlon? Nu, avem noi un prieten comun care participă, da. Și am văzut că și-a lăsat barbă, probabil e clon. El probabil e de nou de înțeles că și voi și el alți cu barbă. Apropo, ieri a fost un maraton și am aflat de maratonul ăsta de la el. Triatlon, da.
că eu îi scriu, eu sunt cu bicicleta, ieși oraș, el mi-a arată poză că a trecut triatlonul. Că eu particip, eu sunt sportiv adevărat, profesionist, nu ca tine îmblu la deal la bani. Dar eu nu pot, eu n-aș rezista, cred că atâta. E prea mult. Îți spai din început, puțin. Nu, eu mi-e destul, eu ies din ogradă, fac vreo 10 metri cu bicicleta și mă întorc înapoi. Până mă duc să iau țigări. Nu, eu mă duc să iau bicicleta. Merg cu ea 2 metri și dă încă pe jos un pic. Și după asta mă odihnesc. Dacă bicicleta 2 metri, după asta mă odihnesc. Și e triatlon. E 3. Da. Până la urmă îți trebuie apă, știi? Până la urmă poți să ajungi. Noi dacă tot vorbim de sport, da. Noi știm că tu ai participat într-o echipă de basket. Da. Și i-ai dat cu mingea i-am în ușor. I-am dat. Ai îmblat la coș? Am blat la coș. Da. Bunica. Cu mingea la coș, da. Coșul cu bunici. Coșul bunicii, da, cu de legurii. De ce te-ai lăsat? Nu pot să-ți dau un răspuns cert. Exact. Cumva... Așa a fost timp, că eu am blat vreo 2 ani. Eu nu sunt sportiv, da? Nu, mie îmi plăcea foarte mult. Eu nu pot să-mi aduc aminte un motiv, să zic, uite de atât. Ceva s-a întâmplat cu echipa sau cu antrenorul, eu nu mai țin minte. Dar numai nu cu mine. Da, nu, că toți au plecat. Da, eu țin minte momentul ăsta cu toți. Eu mă înțeles, toți au plecat. Și nu mă înțeles că eu unicul am rămas. Am rămas, da, dar trebuie să plec. Eu înainte de asta am intrat la antrenament cu pistolul. Dar după asta tot s-a plecat, tot, nu știu de ce. Nu, eu vă lămuresc. Știi cum se întâmplă? Echipa și cu antrenorul zice că băi, trebuie să o scoatem cineva din echipă. Tot s-a plecat. Eu am rămas. Nu am înțeles, unde-i spărut toți. Nu te-ai expulzat nimeni, păi suntem așa. Da, nu, eu țin minte o discuție de-a noastră cu băieții din echipă, peste foarte scurt timp. Țin minte că eu n-am fost câteva antrenamente, după care cineva n-a mai fost la câteva antrenamente și tot așa și cumva peste o bucată de timp ne-am întâlnit, ne-am revăzut și nimeni nu mai era în echipă. Deci pentru tine a contat foarte mult propriu-zis echipa cu care ai început, deci n-a contat propriu-zis sportul. Noi prieteneam, nu, și sportul conta foarte mult, mie îmi plăcea, chiar îmi plăcea, eu țin minte, chiar vorbeam pe Facebook cu cineva, adică a postat un băiat că ceva din... De legurii. Nu, probabil era de Kobe Bryant, câteva secvențe. Kobe Bryant pentru mine tot sună ca ceva de alegurii. Din Los Angeles Lakers, era un cel mai bun jucător. Tot așa așa sună lui Lato. Da, și el a postat și zic, băi, ții minte cum ne trezeam la 3-4-5 dimineața, la Pro TV arătau meciurile de basket. Altfel nu puteai să-l vezi. Doar la 3-4-5 dimineața. Pentru că era emisii direct din Da. Și noi toți basketboliștii ne trezeam ca să... Și a doua zi, evident, băi, ai văzut. Ai văzut cum el a aruncat direct în coș. În coș. Și a nimerit. Și din partea cealaltă. Ai văzut figura asta, cum a făcut el. Da, cum... ești normal că fiecare... De altfel, cum și noi vorbim despre biliard și despre... Da. Când viața vorbim despre fotbal sau alte chestii, evident, da. Da, și despre biliard și despre snooker tot putem să vorbim foarte mult. Și cu Andrei. Dar voi, apropo, mai jucați? Miliard. Nu, am zis, s-a făcut cu miliardul, știi, tot așa, cum... Tot la 3 dimineață, tot la 3 dimineață când lumea dormea. Apropo, noi am jucat, nu mai jucăm, nu avem timp, eu chiar n-am jucat, băieți, mai mult de un an de zile n-am jucat snooker. Eu propun, acum, noi trei care suntem aici... Ieșim și mergem la un biliard, da, că noi de mult n-am jucat. Noi știm foarte bine că de mult n-am jucat. Plus la toate cele că noi te invităm aici să discutăm cu tine despre Kyverse și multe alte lucruri frumoase, mai avem și o încercare pentru tine. Hai! Despre ce este? Vorba, ne spune Natalia. Îmi place să încerc. Da, și nu tot ne place tare mult să încerc. Să încercăm, important, să încercăm ceva frumos. Natalia, ia spune, ce încercăm noi astăzi? Rubrica Vorbe din Popor. Andrei, noi îți spunem câteva proverbe, doar că pe jumătate, iar tu vei trebui să le continui sau cel puțin să presupui cum sunt aceste proverbe. Cine știe carte are 4. Gata. Are patru. Are 4 pezi. Are 4 3. 4 puncte. Are 4 3. Are 4 fraze. Nu, la noi versiune așa. Cine știe carte are 4.000 de lei salariu. Normal. Nu chiar comod. Următoarea. Hai. De 7 ori măsoară și o dată pe zi mănâncă cașă. Cum a zis Boris Coval. Da. Nu, mănâncă tierci, a doua oară nu și a treia oară tot. De 7 ori măsoară și odată terci. Și odată ce? Și odată împingi. Tot e bine. Continuăm. Nu săpa groapă altuia. Dar el e tot... Nu săpa groapă altuia. Sapă pe ta?
Nu, nu se pe groapă altă, că el o să facă nici eu acolo. Da, așa. Nu se pe groapă altă, e acolo unde nu trebuie să nu se pe groapă altă, cu excepție că ești gropar. Și uitați versiunea noastră care nu se pe groapă altă. Dacă nu lucrezi. Și e lucru omului, băi. Versiunea noastră e faină. Mergem mai departe. Da, continuăm. Prietenul la nevoie nu răspunde. Prietenul la nevoie vede... N-are bani. Da. Prietenul la nevoie nu-i prieten. Nu-i prieten, nu. Niciun prieten. Ia să vedem voi ce scrie. Se șterge și cu frunze. Păi dacă e la nevoie, mă vedeți. Eu am o întrebare, că tu regii... Te șterge. Da. Da. Adică te ajută pe tine, că tu prietenul la nevoie. Normal, normal. El zici prietenul la nevoie lui. Aha, el okay. La nevoie lui. Se la știe, nevoia zici, mea, da. Bun. Hai, următoare. Continuăm. Fuga e rușinoasă, dar bicicleta nu. Așa, cu bicicleta e mai repede, da? Nu, sau așa? Fuga e rușinoasă? Da, da, de acord. Da, de te-aș mă opriet, da, da. Că fuga e rușinoasă. Fuga e rușinoasă, dar nu ni rușine. Nu suntem rușinoși. Să vedem versiunea? Dacă ești crăcănat, cu atât mai mult. Îți imaginezi. Nu, 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 nu. Lumea spune că e rușine, nu cine le-ar fi. Cine e așa de crăcănat? Andrei, adică eu îți mulțumim foarte mult. Eu îți mulțumesc foarte mult din partea mea. Anatol, îți mulțumesc din partea lui. Etajul nou, îți mulțumesc din partea tuturor că m-ai venit la noi, ne-ai onorat cu prezența. Și vă mulțumesc. Spor la muncă și să mergem. Mai intrați, Andrei. Neapărat. Domnul Andrei, mai intrați. Domnul. Eu vreau să vă spun, prieteni, că noi ne revedem după o scurtă pauză publicitară și vreau să vă spun foarte serios, nu schimbați canalul, pentru că noi nu schimbăm canalul. Iată dacă după Andrei, noi trebuie să încheiem emisiunea. Dragii noștri, iar noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că v-am adus bună dispoziție. V-am adus bună dispoziție și culori frumoase, albastru, galben și aproape roșu. Etajul nou vă așteaptă mereu alături. Aproape și aproape de mine. Etajul nou.